Două dintre echipele românești au jucat săptămâna trecută în cupele europene, au fost nevoite să se dueleze între ele, în a patra etapă a ligii întâi, la doar câteva zile distanță de partidele din Europa League. La Severin, unde s-a înregistrat una dintre cele mai reduse asistențe la un meci de Liga I din ultimii ani, respectiv doar aproximativ 400 de spectatori, CSU Craiova a întâlnit campioana din urmă cu două sezoane, Astra Giurgiu. Giurgiuvenii au părut mai proaspeți în prima parte a meciului și au reușit să deschidă scorul destul de repede, în chiar minutul 9 al partidei, când Balaure a reluat în plasă din careul de 16 metri, o centrare venită de la colegul său Nicoară. Scorul a rămas neschimbat până la pauză. În cea de-a doua repriză, giurgiuvenii au părut sleiți de puteri și din cauza temperaturii mari de la ora meciului. Astfel că, în minutul 51, Mitriță, înlocuitorul lui Băluță, ieșit accidentat încă din prima repriză, a reușit să restabilească egalitatea cu un șut de la marginea careului de 16 metri, stabilind totodată și scorul final al meciului. Astra ocupă, deocamdată, înainte disputării ultimei partide a rundei, cea dintre Gazmetan Media și Dinamo, locul 4 în clasament cu 7 puncte, în vreme ce oltenii au acumulat 6 puncte după primele 4 etape de campionat în Liga 1.